Ghinion pe capul unui automobilist din Chișinău. Mașina acestuia a luat foc chiar în locul unde era parcată. S-a întâmplat în seara de 16 martie, aproape de ora 22 30 de minute pe strada Vadului Vodă. În imaginile postate pe o rețea de socializare se vede flacăra puternică, dar și un fum dens care iese de sub capota mașinii. Până la venirea pompierilor, alți șoferi cu un stingător de incendii au încercat să lupte de unii singuri cu focul. Contactat telefonic ofițerul de presă al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Liliana Pușcașu a declarat că la fața locului s-a deplasat un echipaj al pompierilor. Aceștia le-au dat o mână de ajutor șoferilor și au stins flăcările. Totuși focul a reușit să distrugă complet secțiunea motorului și panoul de bord al vehiculului. Din fericire, în urma incendiului nimeni nu a avut de suferit. Deocamdată nu este clar de la ce au izbucnit flăcările. Toate circumstanțele vor fi stabilite de specialiștii Inspectoratului General pentru situații de urgență.